Electromagnetul este format dintr-o bobină înfășurată cu 73 de spire, care prin centrul bobinei trece un interfier, iar datorită intensității care trece prin această bobină se formează câmpul magnetic. Cu o lucrare practică ce aparține modului de traductoare pe care noi îl studiem anul acesta. Circuitul nostru este un traductor de umiditate cu senzor rezistiv. Voi prezenta schema de forță și de comandă pentru pornirea unui motor asincron trifaza cu rotorul în scurt circuit. Evenimentul, aflat la ediția cu numărul 3, a fost organizat de Liceul Tehnologii Construcții de Mașini Colibaș. Vrem să creăm un eveniment frumos în care, și care să aducă prestigiul școlii noastre. Sperăm că va fi un schimb frumos și fructuos de experiențe între noi și celelalte licee care vor participa. Simpozionul, care a avut loc în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia din Mioveni, s-a bucurat de o prezență numeroasă, atât elevii și cadrele didactice de la colegiile și liceele cu profil tehnic din județ, cât și cei de la unitățile de învățământ cu profil real au fost invitați la acest eveniment, iar inițiativa a fost apreciată și de autoritățile locale și investitori. Pe noi ca autorități ne bucură că reușesc să organizeze la noi aici în localitate un astfel de simpozion. Dacă nu impui în practică ceea ce înveți teoretic la școală, înseamnă că nu ești pregătit pentru viață, nu ești pregătit pentru a te angaja într-o direcție tehnică, și eu cred că acest simpozion își găsește utilitatea tocmai prin aceste deziderate. E o idee extraordinară și sunt onorat să fiu invitat la acest eveniment, pentru că eu, în calitate de reprezentant al mediului de afaceri, trebuie să fiu informat despre aceste inițiative, despre lucrările științifice elaborate de elevi în sub îndrumarea profesorilor, pentru că în mediul privat orice idee bună poate fi preluată, poate fi susținută prin investiție și, de ce nu, trebuie să devină profitabilă. Simpozionul concurs interjudețean Educație prin schimbare, instruire prin experiment a fost moderat de Gabriela Neagu, inspector discipline tehnice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Argeș, care a ținut să-i mulțumească pentru sprijin primarului orașului Mioveni, Ion Georgescu. Domnia sa ne-a încurajat să continuăm și, lucru cel mai important, ne-a sponsorizat acest eveniment. De aceea țin să-i mulțumesc. Simpozionul a fost organizat pe 4 secțiuni, în care elevii și profesorii au prezentat lucrări specifice, experimente reale și virtuale și prezentări PowerPoint.